Weekendul trecut, antrenoarea Elena Bogasieru a participat la campionatul național sub 14 ani cu două sportive. Acesta a avut loc la Târgu Mureș, iar cele două fete s-au întors acasă cu medalii. Este vorba despre Păiuș Sofia și Borugă Elena. Borugă Elena și Păiuș Sofia sunt două sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin, care ne demonstrează că se poate face performanță. Antrenoarea lor, Bogasieru Elena, este mândră de elevele sale și astfel de rezultate sunt răsplata muncii sale. Aceasta spune că secretul performanței este experiența. De miercuri am participat la cursul de perfecționare care s-a ținut la Târgu Mureș. Totodată a fost și campionatul național de U15, unde am participat cu două sportive, prin Borugă Elena și Păiuș Sofia. Fetițele au 13 ani, dar putem să mergem cu un an mai avansat la campionate și atunci ele au fost la U15 și au obținut următoarele rezultate: vicecampioana țării la 66 de kilograme Păiuș Sofia și locul 3 pe țară Borugă Elena, la 54 de kilograme. Evoluția celor două sportive a fost una foarte bună, iar asta s-a văzut prin cele două titluri obținute. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat de Sofia Păiuș, devenind vicecampioană națională la categoria 66 de kilograme, iar totodată Elena Borugă a adus acasă medalia de bronz la categoria 54 de kilograme. Evoluția fetelor a fost una foarte bună. De ce spun asta? Sofia s-a întâlnit în finală cu Clujul. Și acolo este o fetiță care are 15 ani și este deja campioană în titlu la o categorie cea mai mare. Și atunci a fost un meci destul de dificil, finala. Borugă Elena a întâlnit campioana de la categoria ei, o moldoveancă adusă de peste Prut, naturalizată, și a fost o adversară destul de puternică. A întâlnit-o în semifinală, n-a putut să treacă, dar în schimb s-a luptat în finala mică. Și asta e oricum o finală, încă o finală, și a obținut locul 3. Vreau să spun că sunt mândră de ele, având în vedere că au 13 ani și luptă la categorii de vârstă mai mari. Părinții tot așa ne sunt alături, totodată și autoritățile locale, toată lumea ne-a susținut și noi avem o mare susținere pe plan local aici și se vede prin rezultatele copiilor. Elena Bogasieru ne spune că are parte de susținere atât din partea părinților cât și din partea autorităților locale. Sunteți mulțumită de rezultatul copilului dumneavoastră? Da, sunt foarte mulțumită și mândră de ea. Am înțeles că a fost o competiție destul de grea. Foarte grea, dar a trecut cu bine. În continuare o veți susține? Foarte mult, din toate punctele de vedere. Și veți fi lângă ea totodată? Tot timpul vom fi alături de ea. Antrenoarea de lupte libere a creat un cadru plăcut la antrenamente, copiii simțindu-se ca într-o mare familie. În cadrul vizitei noastre, doi copii au fost sărbătoriți. Petrecut aici cu copiii? Bine. Ți-a plăcut surpriza? Câți anișori ai împlinit? 6 anișori. De cât timp faci tu lupte? De 2 ani. Și îți place? Vrei da. Să devii o mare luptătoare? Da. Am sărbătorit ziua mea de naștere aici, alături de colegii mei și de antrenoara mea. Câți anișori ai împlinit? 11 ani. De cât timp faci lupte? Aproape 5 ani. Și vrei să continui și pe viitor? Da. Ai avut vreun rezultat până acum? Da. Poți să ne dai un exemplu? Concursul de la Reșița, Motru. Luptele libere ocupă locul 5 într-un clasament al contribuției sporturilor la zestra olimpică a țării noastre, iar rezultatele obținute de mehedințencele noastre nu pot decât să ne bucure.